Noi vă salută, fratele, și bine v-am găsit la un nou clip pe anul. Tocmai ce am ajuns la Oradea și fac intro-ul ăsta din Oradea, pentru că nu mi-am dat seama și mi-am băgat toate echipamentele necesare în bagaj. Echipamentele necesare să filmez. Vlogul ăsta este un vlog de announcement, așa că am zburat în Oradea, suntem în Oradea, o să stăm 7 zile, mă rog, cu postatul, nu știu exact cum o să stăm și dacă postăm on point, pentru că va trebui să le editez și să trimitem și la băiatul care face thumbnail-ul și nu știu dacă îl găsim foarte rapid pe garul, gen on. Dar noi am ajuns, este data de 4 iulie, este în Oradea, o să stăm până lunea viitoare, până pe 11. În vlogul ăsta vreau să vă arăt cum a fost zborul, dar vreau să împărtășesc o chestie cu voi și cum ați văzut și în titlu, mi-e frică să zbor. Am rău de zbor, că de fapt nu știu că am rău de zbor. De fiecare dată când zbor și am zborat până acum, de 2, 3, 4, cred că 4, asta e a patra oară, odată când m-am întors acum 7 ani din Anglia, 8 ani aproape. Acum o lună când m-am dus la Cluj și m-am întors tot de la Cluj și acum la Oradea. E prima oară când zbor cu un avion cu elice, tocmai că lumea zicea cumva că avionul cu elice e cel mai greu zborul cu avionul cu elice, că turbulențe se simte altfel. Eu habar n-aveam. Și așa că am luat și toate sfaturile și toate vorbele spuse de oameni ca atare. Zburând până acum de 4 ori, cred că singura mea problemă și frică, așa e, mai mult frică, nu e rău, pentru că n-am vomitat niciodată sau n-am avut stare de greață. Doar frica aia puternică când încep turbulențele și face așa. Pentru cei care nu au zburat niciodată și care au frică de avion, materialul ăsta e pentru voi, o să vedeți decolarea, aterizarea, cum a fost zborul, am prins câteva cadre mișto, așa că ce să vă zic, enjoy, urmează să facem câteva clipuri, dacă sunteți din Oradea sau aveți vreo idee bună pentru mine de a face un vlog în Oradea, scrieți-mi în rubrica de comentarii acolo, fratele vostru vă urmează o vizionare plăcută și începem cu decolarea și un pic din zbor.
Calță jumătate. După ce ne-ai dreapta. Normal că vă place, v-am zis. E frumos. Și acum, pentru că tot am zburat, am și vorbit, e momentul să aterizăm și să vedeți ce aterizare frumoasă și lină am avut. Hai să aterizăm.
Jacksonas. Păi ce mai forță zbor? Nu mai se feriu niciodată la avioanele felice, că a fost top. Jacksonul îi place să improvizeze, să mai... să vorbească așa în plus câteodată. Cum a fost Pop și Alexa acest zbor? A fost nemaipomenit, fără turbulențe. Cineva, nu știu, era un băiat în avion cu bor albastru care a filmat, cred că tot zborul, nu știu ce s-a întâmplat, cred că... Cum a fost Jacksonul zborul? A fost forță, era un băiat care a filmat. Bă, duce, ce frumos e să mor, zici că e, zici că e Starbucks-ul doar la noi. E fix cât Starbucks-ul, ești nebun? Husa asta promovare pentru colo și ne pregătim să ne luăm camera. Avem 601. Și am ajuns în camera la hotel. Mă pregătesc să mă debarchez, să-mi desfac și toate astea. Sper că am filmat câtuși de puțin bine până acum. Și urmează să mai creăm și noi conținut în timpul nostru liber, pentru că avem destul de multă treabă la hotel. Și cu asta vă lasă fratele vostru. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, follow pe Instagram la Conac Oficial și Fonfăit Oficial, TikTok Conacu. Găsiți toate link-urile în descriere și ne vedem la următorul clipanul. Ciao!